să facem ceea ce cumva ne-am și dorit urmărind cazul Gabrielei. Gabriela este pacientul de pe vasul de croazieră din Japonia, un pacient care nu ne-a intrat, ca să zic așa, în casă datorită ție, Bogdan Pavel, pentru că tu ai făcut în așa fel încât să putem să comunicăm cu ea. Te rog. Îi mulțumim tare mult pentru că și acum ne-a spus dacă ne poate ajuta prin ceea ce ne spune, prin sfaturile pe care ni le dă. Cu mare drag, Gabriela, ești în direct, un om pe care noi n-am apucat să-l cunoaștem, dar sigur când vei ajunge și dacă vei ajunge la București, atunci lucrurile o să fie mai simple. Spune-mi, cum a început până la urmă povestea ta acolo pe vasul de croazieră? Era o zi normală în care te-ai simțit rău? Da, deci practic, bună ziua! Bună ziua, Gabriela! Bună ziua! Deci, da, într-adevăr, a fost o zi în care am avut simptome, dar a fost mai lejere la început. Deci, primul simptom a fost durere de cap și dureri de oase, slăbită, obosită. Normal, am fost la medic, mi s-a spus că nu am temperatură, deci nu mi-a crescut temperatura. Mi-au zis că sunt aptă de muncă, doar că, practic, sunt obosită și o să fie și o răceală normală, un virus normal. Eu am ținut pe picioare, deci durerile de oase sau durerea de cap, deci chiar am și lucrat. Și după o săptămână mi-a crescut febra. Deci a crescut Cât aveai febră, Gabriela? Că asta e o poveste a unui om care a trecut prin această chestiune și mi se pare esențial să vorbim cu tine. Da, deci în primul rând febra, deci este simptomul care arată că ai coronavirus, virus, dar nu înseamnă că în tot timpul arată de la persoană la persoană. Tu cât ai avut, febră? Și am avut 37,5 care și după aia a crescut până la 37,9. Ok. Dar aș zice că e... care a avut și 38. Deci febra nu e foarte sus, adică nu vorbim de 40-41? Nu, okay. maxim 38, cu unul, cu doi care au avut la anumite persoane. Ce alt simptom mai aveai, Gabriela? Ce alt simptom mai aveai? Simptom, deci v-am spus că la un moment dat mi se înfundea nasul, mi-am pierdut mirosul, mi-am pierdut gustul și mă usturau foarte tare ochii. Deci, practic, eu m-am protejat cu mască, cu mănuși, dar nouă nu s-a spus că se transmite și dacă te atingi la ochi. Noi știam că doar la nas sau la gură. Dar cred că mi-am atins ochiul. Pentru că am aflat și noi, Gabriela, împreună cu tine, ca să zic așa, cu această ocazie în aceste luni, că virusul poate intra prin mucoasa ochiului. Și atunci, frecatul la ochi, când te mănâncă ochii, sunt gesturi reflexe. Nu știu dacă asta să vă gândiți zilele astea, dar eu am făcut asta. De câte ori ducem mâna la nas? Că ne scărpinăm. Avem senzația cu cât ne gândim mai tare, cu atât că ne mănâncă fața. Bun, deci aveai usturin. Asta a fost greșeala mea. Deci am pus mâna la ochi, chiar că aveam mănuși, mă protejam. Numai cu mănuși, deci nu aveam voie pe vas fără mănuși, fără măști. Bineînțeles că noi nu eram în carantină, erau doar pasagerii. Noi tot așa mergeam la mese, lucram, dar ideea este că eu am pus, puneam mâna la ochi. Și ochii era tot un moment. Din momentul în care ai simțit simptomele, ai fost testată pozitiv și ai fost izolată. Practic, când am avut febră, la noi erau foarte multe, deci aveam un telefon special, cum e în România, care trebuia să sunăm. Și când declaram că avem peste 37,5, atunci ne spuneam să stăm izolat în cabine, nu mai aveam voie să ieșim. Eu am fost izolată cu colega mea. Colega fiind și ea testată pozitiv sau nu? Nu. Bun, săraca. Ea stat cu mine 5 zile și a fost negativă tot timpul. Ce deci șansă și ce destin, dacă stăm să ne gândim totuși. Exact. Deci depinde de imunitate foarte mult. Deci de imunitate. Și la momentul la care noi am vorbit, tu ai început un tratament, adică ți-au dat ceva anume sau era doar practic, pe bază? Când am ajuns în spital, normal, am fost transferată în 30 de minute, mi s-a spus să fac bagajele, trebuie să mă scoată de pe vas. Și m-au dus în spital în Japonia, doctorii mi-au făcut radiologie la plămâni, primul lucru asta se face. Okay. Mi-a luat test la sânge și când am întrebat ce medicamente am dat? Mi-au spus că în afară de vitamina C nu au ce să-mi dea, nu va avea niciun efect. Și în cazul în care va crește febra, or să-mi dea medicament pentru febră, să scadă febra, atât. Ok, pentru că înțeleg, dragii mei, și e bine să sunați la spital și la 112 când dacă se întâmplă să aveți simptome, pentru că nu trebuie să luați după ureche. Chiar există anumite recomandări că toate substanțele pe care le luăm noi pentru reducerea febrei, că e vorba de copii sau de adulți, nu sunt tocmai, nu intră, unele dintre ele intră în conflict. Te rog, Pavel. Și aici este controversa. În România nu luați vitamina C?
Pentru că nu este dovedit științific că ar face ceva? În Japonia se dă vitamina C. Eu cu asta m-am vindecat. Deci, în afară de vitamina C care luam dimineața și seara, mie nu mi s-a dat nimic. Mese, 3 mese pe zi, odihnă. Dimineața la ora 7 se deschidea geamul, care a zis să fiecare oră trebuie să mă aerisesc. Ok, deci în fiecare oră aeriseai, făceai în rezerva ta de la spital. Da, tot timpul veneau asistentele și îmi deschideau geamul, obligatoriu. Trebuia să deschid geamul să se aerisească, da. Asta apropo de sfaturile că preluăm și noi din ce ar trebui să facem. Bun, spune-mi așa, a existat un moment în care, și nu te întreb întâmplător, pentru că eu știu comunicare, eram lângă Bogdan în fiecare dimineață și îmi făcea raportul medical, ca să zic așa, a existat un moment în care ți-a fost teamă că lucrurile s-ar putea să degenereze? Da, mi s-a dat o foaie de completat, trebuia să spunem acolo toate alergiile, de toate bolile cancerice, dacă suferim de ceva anume. Plus că ni s-a făcut analize la sânge, nu a ieșit nimic neregulă, dar mi-a fost puțin teamă pentru că mi s-a mai dat o declarație de semnat în care Ministerul Sănătății japoneze, dacă o să am greutate la respirație sau probleme pulmonare, o să mă transfere la spital. Pentru că nu aveau capacitatea acolo, Gabriela? Nu aveau. Deci erau anumite spitale care se ocupau, era de pneumologie. Care okay. erau. Cât a durat perioada în care a trebuit să aștept să vezi testul ăla de 2 ori măcar negativ? Deci primul test pozitiv care a fost a venit pe data de 17 februarie. Ok. Mi-a venit pozitiv. Am fost imediat dusă la spital, pe data de 18 mi s-a mai făcut un test și mi-a venit pe data de 27. Da, pe 25 mi-a venit, tot pozitiv era. Dar practic a fost luat din considerare în data de 18, atunci s-a făcut testul. Au cam întârziat cu rezultatul, chiar vorbeam și cu domnul Bogdan, că erau foarte mulți. Japonii erau cam aglomerați și mi-a venit pe 25 pozitiv. La fiecare 2 zile, iar mi s-a făcut testul, la fiecare 2-3 zile trebuia să vină rezultatul. Am mai întârziat, având după o săptămână, mi-a venit negativ. Și la momentul ăla a fost prima veste bună, s-a mai repetat odată testul. Da, și trebuie 2 teste negativ. De ce? Am avut pacienți în spital cu mine, care erau din Australia, niște domni, niște cupluri, și le-a ieșit negativ primul test și la al doilea le-a ieșit pozitiv. După aia iar le-a ieșit negativ, iar le-a ieșit pozitiv. Care a fost ideea? Nu ne lua din faringe. Trebuie să fie foarte bine luat testul. Dacă nu e firușii, și e testat odată, e posibil să iasă pozitiv. Deci înseamnă că nu i-a făcut bine testul. Nu okay. le-a luat bine. Spune-mi, ai avut sentimentul că ești cetățean român în relația cu autoritățile în perioada în care tu ai fost acolo carantinat în Japonia? Să știți că am avut foarte mare suport de la consulul român din Japonia, ambasada României, în Japonia. A fost, deci în fiecare zi, mă suna sau îmi scria mesaje, deci eram tot timpul în contact. Nu a fost o problemă și plus de asta japonezii sunt niște oameni extraordinari, deci au fost tot timpul atenți. E greu, deci spitalele japoneze nu este ca România. Lasă-ne așa, măcar să ne imaginăm, Gabriela, că ne apucă de presiune. Dar mai am o curiozitate, la nivel pulmonar ai simțit vreo presiune? Adică ai simțit din perspectiva asta greutatea aia sau la tine a fost un caz care nu s-a dus atât de tare pe zona pulmonară? Nu. Deci n-am avut niciun simptom, n-a fost nimic, deci greutate la respirație, nu. Deci eu cred că am avut o variantă mai ușoară. Nu știu ce să zic, nu sunt medic, am înțeles că sunt mai multe tulpini, am înțeles că fiecare... Asta mă gândesc că s-ar putea să fie avut... Da, exact. Să fie avut noroc. Are simptom diferit. Deci, ceea ce-ți dorești în continuare, Bogdan are o ultimă întrebare. Da, sigur. Poți să te rog să faci o comparație între ceea ce ai văzut în Japonia și mă refer aici la panică, la agitație oamenilor și ceea ce ai găsit în România, Ema nu știe, noi am discutat și în weekend. Și îmi spuneai de modul în care oamenii te văd pe tine, oamenii cu care relaționezi, oamenii pe care îi cunoști, oamenii pe care îi vezi pe stradă. Se tem de tine, Gabriela? Hai să o spunem altfel. Sinceră să fiu, fratele meu a venit m-a vizitat, deci asta nu e frică. Eu le-am zis că sunt negativă, deci le-am garantat. Dar mama încerc să o protejez încă vreo 2 săptămâni, fac un auto-izolare, chiar dacă nu mi-a impus nimeni, este pentru binele celor apropiați. Și îi sfătuiesc pe toți să fac auto-izolare, așa, pentru binele lor.
Pentru că simptome, deci nu apare imediat, nu, e perioada de incubație 7-14 zile și acum s-am înțeles că și mai mult, cam 3 săptămâni. Și sfatul meu este să încerce să rămână acasă. Japonezii, într-adevăr, stau acasă. Ce înseamnă stau acasă? Înseamnă că ies adică doar să-și cumpere... Adică nu îi vedem, am rămas șocată. Eu când am stat la hotel 5 zile până să ajung acasă, am vrut să vizitez Japonia, am avut șansa să vizitez Tokyo. Erau trenurile goale. Și totuși în Japonia, vă dați seama cât, cum, da, câte cizoase și câte popări. Erau goale. Deci e chiar respect. În mall-uri, în magazine, în restaurante, goale. La terase. Nu, pe stradă erau așa. Un popor disciplinat. Goale. Și McDonald's, peste tot, două, trei persoane. Toată lumea poartă măști. Toată lumea. Deci nu există că eu nu am, că mie mi-e rușine, că mă vede X, mă vede Y. Da, probabil că le mai și găsesc, știi, aici ar mai fi singura diferență. Da, le găsesc, dar eu sfătuiesc să poartă lumea măști. Nu, să nu le fie rușine, că e mai bine. Se ar fi și culmea să ne mai fie și rușine, dar mă rog, la noi ipocrizia și fandoseala sunt uneori la cote insuportabile. Îți mulțumesc tare mult, Gabriela, faci parte deja din echipa Gândul Live, vrei, nu vrei, pentru că povestea ta a fost și este alături de noi și ne bucurăm foarte tare și îți dorim multă, multă sănătate și să te întorci înapoi la job la și să fie lucrurile din nou așa cum erau înainte. Îți mulțumim, Gabriela!